Deputatul PNL de Hunedoara, Lucian Heiuș, a primit aviz negativ din partea Comisiilor Reunite de Specialitate ale Parlamentului pentru membrii Guvernului Câțu. Liderul liberalilor hunedoreni este propus pentru portofoliul de la Finanțe. Ministrul propus pentru finanțele publice, hunedoreanul Lucian Heiuș, membru al PNL, a primit aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor două comisii au avizat negativ noul mandat cu 15 voturi pentru, 3 împotrivă din partea USR și 19 abțineri din partea PSD. Lucian Heiuș a declarat în timpul audierilor că va avea 3 obiective majore ca ministru de finanțe. Trebuie să avem o execuție bugetară impecabilă pentru a ne putea încadra în deficitul de 3,6% din PIB. Posibilitatea și transparența politicilor fiscal-bugetare sunt esențiale. Este complicat să-i ceri unui contribuabil să-și plătească la timp impozitele și taxele, când el nu știe cum și pentru ce sunt folosiți banii pe care îi dă statului. Eu cred cu tărie că cheltuirea banului public trebuie să fie făcută cu responsabilitate și în condiții de maximă transparență, a declarat Heiuș. Avizul comisiilor are caracter consultativ, iar votul din Parlament asupra listei de miniștri propusă de premierul desemnat Florin Câțu va avea loc săptămâna viitoare.